Aici o situație bună pentru Astra în careul celor de la Gaz Metan și este un gol! 1-1, minutul 66. Reușesc fotbaliștii din Giurgiu să egaleze. Presiunea constantă pusă de echipa lui Costel Enache la poarta lui Pleșca dă roade. Acțiunea lui Butean, vă spuneam și în prima repriză, fotbalist format la Universitatea Cluj. Revedem, găsit foarte bine în flancul drept, îl întoarce pe Trif, trece și de Iulian Cristea și înscrie simplu pe lângă Pleșca. Remarcabil sângele rece arătat de mijlocașul Astrei în această acțiune din minutul 66.